Mai scrie cineva în zona de comentarii, Florin Alexandru, pe ce stadion jucăm următorul meci acasă? Rezolvați cu Arcul de Triumf și asta ar mai aduce câteva sute de mii în plus la buget. Da, ar fi bine să rezolvăm cu Arcul de Triumf. Noi am făcut tot ceea ce ține de noi. Asta am spus în mod repetat. Domnul ministru a declarat public că va rezolva situația. Ba chiar ne-a spus că în luna septembrie vom evolua acolo. Știu că s-a constituit Complexul Sportiv Național Arcul de Triumf. Știu că ușor devine operațional. Așteptăm acum câteva detalii. Am făcut solicitarea oficială încă din luna iulie. Așa, la câteva zile după numirea mea am făcut și solicitarea oficială. Eu purtasem discuții dinainte, când știam că numirea este aproape deja, am demarat discuții și pe acest plan și în această direcție. Sperăm să primim un răspuns pozitiv și într-un timp cât mai scurt. Există acum această pauză competițională în Liga a doua și partida de acasă împotriva celor de la Slobozia va fi disputată undeva, cred, în intervalul 29 septembrie, 2-3 octombrie. Și până atunci sperăm să avem un stadion stabil. Da. Bun. Din punctul nostru și sperăm că acesta să fie Arcul de Triumf, evident. Și dacă nu va fi? Care dacă nu va fi Arcul de Triumf, vă luați de cap. Avem inclusiv alternativa Dinamo. Nu, avem. Există Dinamo? Și Astra. Și Astra ar fi o variantă. Nu ne dorim, bineînțeles, pe pentru suporterii care se află în București. Se va dărâma până la urmă, se va face. Eu nu cred că se va demola până în primăvară. Până în primăvară. Păi da, și ok. În primăvară și după aia ce faceți? Clar, nu mai să ajungem acolo. Deci, repet, eu așa. Nu cred și a fost și promisiunea așa. Domnului ministru, am vorbit și cu cei de la minister în această săptămână. Ei spun că în zilele următoare vom oficializa relația și vom putea evolua acolo. Da, interesant. Dacă nu va fi, sper să nu se întâmple din nou acest lucru, mai ales că e cuvântul domnului ministru la mijloc și Îl rog și pe această cale să-și respecte promisiunea și să facă tot ceea ce ține de domnia lui să operaționalizeze cât mai repede Complexul Sportiv Național Arcul de Triumf. Dacă nu, vom găsi o soluție pentru maxim încă o partidă disputată acasă și mă gândesc la Arena Dinamo, măcar e aproape pentru fani, chiar dacă experiența de meci de acolo nu e cea mai bună. Dar e în zona noastră tradițională. Și este, asta voiam să spun. Gazonul înțeleg că e ceva mai bun acum. Dacă va fi nevoie, vom efectua lucrările de mentenanță de asupra bani, lui. Domnul? Avem măcar personalul de acolo. Știu că și cei de la CSE îl utilizează. Nu, avem personalul angajat care se ocupă de asta. Cei care au avut grijă de arena din Ștefan cel Mare au fost angajații clubului nostru. Ați fost atacat. E mult spus atacat. Criticat, cred că e mai corect. Ionuț Lupescu a spus, nu auzi nimeni de Vlad Iacob. Florin Prunea a spus aici în emisiune că vă avertizează că ați început cu stângul, că a spus că n-aveți timp de Florin Răduceiu și de Dănciulescu. Așa a spus domnul Prunea aici. Eu am declarat așa ceva. Așa îl rog pe domnul Prunea să specifice unde a văzut această declarație sau unde m-a auzit declarând așa ceva. Nu e adevărat. Domnul Răducioiu a plecat de la club cu o zi înainte de numirea mea, dacă bine țin minte. Iar cu Ionel Dănciulescu am avut mai multe discuții. Din păcate, clubul nu poate să-i ofere în momentul ăsta, din considerente financiare, o poziție importantă. Nu, să nu ne înțelegem greșit. Da? El e dispus, a spus că mă ajută mereu, discut cu el oricând, dar nu poate să lase nici proiectul în care s-a angajat la CSE Dinamo acum. E un apropiat și va rămâne, cred, mereu un apropiat al clubului de fotbal. I-ați cerut Dinamo. Să mă ajute cu ceva? Mai mult discuții și sfaturi. Asta păi și ce sfaturi v-a dat Ionel Dănciulescu legat de Dinamo? De ce râdeți? Nu vreau să intru în toate detaliile cu privire la această discuție. Mi-a spus în cine să am încredere, în cine să nu, la cine să fiu atent. Așa și la cine trebuie oferit. Să fiți atent. Cu atât mai puțin nu o să furnizez informațiile astea. Interesant. Deci Dănciulescu că v-a făcut așa, să spunem, o hartă a oamenilor din club, din cadrul clubului. Da. Chiar ce oameni din garda veche mai sunt în club în continuare? Este Johnny Culina, care este oficiorul de presă istoric al clubului, deja putem să spunem. Și un băiat senzațional. Cine mai este?
Mai e domnul Cojocaru, da. Responsabilul cu ordinea și securitatea, care se ocupă de relația cu cele două peluze, cu peluza Cătălin Hăldan și cu peluza Sud, din cadrul clubului nostru și cu galeriile cluburilor adverse pe care le întâlnim. Cred că atât din membrii foarte vechi. Mai sunt, bineînțeles, mai sunt oamenii care se ocupă cu mentenanța stadionului, mai există personal de la Săftica care lucrează de foarte mult timp la club. Sunt câțiva oameni vechi în cadrul clubului, dar nume probabil ceva mai cunoscute pentru fani sunt într-adevăr Johnny Culina și domnul Cristea Cojocaru. Considerați că v-ați făcut dumneavoastră un nume pe spatele lui Dinamo în această perioadă? Sunteți mai cunoscut? Dacă acum? Acest lucru s-a întâmplat, nu acesta a fost obiectivul meu. E pur și simplu o consecință a faptului că sunt aici în această poziție. Vă întreabă cineva în zona de comentarii. Radio Dinamo 1948, îi salutăm pe băieții de acolo. Am primit o suspendare de a nu disputa două meciuri pe teren propriu după meciul cu Steaua. La ce se referă această suspendare, dacă puteți oferi câteva detalii? Da, terenul propriu pe care noi l-am anunțat la Federație este arena de la Clinceni. Deci, practic, nu vom putea evolua pe arena de la Clinceni pentru următoarele partide și va trebui să evoluăm pe o altă arenă. Bun. Revenind la negocieri. În afară de domnul Murat, să zicem că l-aveți antamat. În momentul în care mai găsiți persoane, domnul Murat este antamat. Putem spune asta? Domnul Murat este acolo, este dispus este acolo. Să investească. Dar domnul Murat, până nu găsiți acești investitori, nu vă ajută cu nimic? Dacă vă ziceți, domne, dă-ne 50.000 de euro. Domnul Murat ne-a ajutat deja, ne-a pus la dispoziție câteva camere de hotel. Pe asta făcea și înainte de noastră. Da, în perioada. Nu mereu, da, nu permanent. Când era domnul Birlică, vă zic eu, bă, cum, da, la un moment dat, da. Stăteau cu Dorin Șerdean, toată. Vă aduc aminte și episodul când am intrat suporterii peste domnul Șerdean în camera de hotel. Nu trebuie să-mi amintiți că... Așa? Știu, erați acoloați întregi noastre peste ele? Nu. Deci v-a ajutat cu camere de hotel. Ne-a ajutat cu asta. În perioada în de transferuri poate... e nevoie. Nu a fost club, cazul. În perioada de transferuri e nevoie de asta. Vin jucători, vin agenți și trebuie să aibă un loc în care să locuiască până când își închiriază un apartament, o casă. Lotul, în momentul de față, pe o scară de la 1 la 10, ce note ați dat? Cât de mulțumit sunteți de el, valoric vorbind, și cât de acoperiți sunteți pe posturi? Dacă ar fi să nu vă pun să dați nume, nu vă pun să spuneți că jucătorul Da, am înțeles. Efectiv, nici nu voi face asta ca principiu, nu voi face asta. Să dați o notă. Aș spune, nu știu ce notă să-i dau, aș spune că e un lot capabil să promoveze și sunt convins că dacă am fi... Dacă aș fi preluat funcția cu două săptămâni mai devreme și Ovidiu Burcă ar fi fost la echipă împreună cu stafful lui cu două săptămâni mai devreme, acum poziția din clasament era una mult mai bună. Mult mai bună. Poate și dacă am fi avut un pic de șansă, poziția din clasament ar fi fost una ceva mai bună. Având în vedere că numele dumneavoastră nu spune nimic în fotbal, strict în fotbal, nu vorbim de alte lucruri. Aș vrea să revenim și la declarația domnului Lupescu. Așa. Mi-ar fi plăcut ca domnul Lupescu, pentru că era foarte ușor să ajungă și să mă întrebe, Vlad, ce metodologie ai aplicat? Cum ați analizat jucătorii? Ați luat pe baza sfaturilor unor agenți? Cum au ajuns jucătorii pe care i-ai luat la Dinamo? I-a analizat cineva cu un background din fotbal? I-a analizat cineva care știe scouting? Păi și lui Lucas, care a fost dat numele scouterilor, că nouă nu ne-ați dat. I-aș fi spus măcar cum am procedat. Sunt niște declarații care nu pot să zic că mă deranjează într-o măsură foarte mare, dar consider că le-ar fi ușor acestor oameni să mă întrebe înainte să declare niște lucruri pe care nu le cunosc. Dar sunteți de acord cu mine sau poate nu sunteți, însă eu consider că la un club cum este Dinamo, obligatoriu trebuie să existe și un mare nume din istoria clubului în organigramă, nu neapărat pe postul noastră, pentru că sunt de acord cu ce ați spus dumneavoastră, că până la urmă postul acesta trebuie ocupat de un profesionist în zona economică și de organizare. Degeaba ai fost un mare fotbalist dacă nu știi cum să organizezi clubul și să-i faci bugetul. Bun, corect. Dar trebuie să aveți și un nume. Dumneavoastră nu aveți niciun nume în momentul de față mare, cu adevărat, în management.
Da. Mie mi-ar plăcea și așteptăm. Și nu știu dacă ar trebui să fie în management, pentru că vă spun încă o dată, poate în zona tehnică, da. Iar în zona tehnică avem foști fotbaliști, care poate nu sunt niște nume foarte mari, dar sunt niște oameni profesioniști și niște oameni buni în ceea ce fac. Da? Haideți să ne uităm la cluburile bine organizate și e foarte ușor, pentru că transparența e una foarte ridicată la organizațiile din afară și haideți să vedem dacă sunt acolo într-adevăr în zona executivă foști fotbaliști. Păi dacă nu sunteți atât de transparent, de ce nu ne spuneți scouterii? Vă spun că sunt foarte puțini. Păi de ce nu ne spuneți scouterii? Unul dintre ei se numește Laurențiu Angheluș. Am reușit! Okay. Fraților, am învins, ca să glumim un pic. Bun. Da. Sper că v-ați simțit bine la noi și vă mai așteptăm în emisiune. Sper eu că veți veni cu vești bune pentru Dinamo. Nu că aș fi eu vreun suporter al lui Dinamo, dar pur și simplu consider că toate aceste branduri ale fotbalului, branduri mari, branduri istorice, pot să schimbe fața fotbalului. Și uitați-vă ce Liga I interesantă avem odată cu revenirea unor cluburi cum sunt Rapid, Petrolul, FC Argeș. Ce ar fi însemnat să fie și Dinamo? Da, cred că ar fi fost un lucru extraordinar. O completare, eu am tot respectul pentru fostele glorii ale clubului, dar ca să ocupi o poziție executivă și din punctul meu de vedere și ca să ocupi o poziție tehnică, trebuie să te specializezi. Dacă vrei să faci scouting, ar trebui să ai măcar un ABC al scouting-ului. Adică nu să spuneți, degeaba ai tu 500 de meciuri la Dinamo dacă lași crampoanele și vrei să vii direct la birou. Sigur că da, dar sunt nenumărați foști fotbaliști care au făcut în fotbalul românesc și fac în continuare, în prezent, scouting. Da? Vi se pare că fotbalul românesc a evoluat? Nu. În general, jucătorii de la noi sunt recrutați de foști fotbaliști care nu au niciun fel de metodologie, nu au niciun fel de studii în ceea ce privește scouting-ul.